Comisia eventuală încălcare regimului juridic al declarării venituri și proprietăților pentru anul 2015, privind doamna Violeta Ivanov, deputat în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Membrii comisiei s-au pronunțat pentru clasarea cauzei, invocând lipsa încălcării vădite a declarațiilor și averilor. Deci cunoașteți că s-a inițiat această procedură ca urmare a publicațiilor din presă privind fotografiile și informațiile bunurilor demonstrate de fica acesteia. Inspectorii au efectuat verificările privind veniturile deputatului și a membrilor familiei și nu au depistat o diferență vădită a acestora. Deci, cum a explicat? Aveți explicația, domnul Ivanov, cum a explicat domnul acest BNB din 2014 și conturile bancare sau? Declarațiile sunt în cadrul cauzei respective și dacă doriți, astăzi vă prezint informația amplă, actul de constatare, pentru a-l vedea în